Handball Clubul Zău a început anul 2017 cu două victorii împotriva unor formații tari ale Ligii a doua. În weekend, echipa din Buzău a pierdut însă în mod surprinzător în fața unei formații mai slab cotate. Sâmbătă, într-un meci contând pentru etapa a 17-a diviziei A la handball masculin, Handball Clubul Zău a pierdut în deplasare în fața echipei ACS Atletico Alexandria. Formația buzoiană a fost învinsă cu scorul de 27-33. În ciuda acestei înfrângeri, Handball Clubul Zău a rămas pe locul 4 în seria Est a Ligii a doua cu 24 de puncte. Elevii lui Bogdan Constantin se pregătesc pentru partida pe care o vor disputa sâmbătă în sala sporturilor din Buzău, împotriva formației Handball Club Farul Constanța.